stimate oficialități locale și județene, dragi membri ai societății culturale, Avramiancu, dragi elevi, transmit în primul rând regretul domnului primar Mimbo că n-a putut participa la această manifestare, datorită faptului că este într-o delegație la Bruxelles. Dar așa cum știți, fiecare an a fost prezent alături de membrii societății culturale patriotice Avramiancu și a participat la aceste comemorări. De asemenea, transmit mesajul domnului primar Mimbo, care ne-a transmis, să vă spun, că susține în continuare toate proiectele și toate acțiunile societății cultural-patriotice Avram Iancu, așa cum a făcut-o până acum. De asemenea, transmit felicitările domniei sale pentru societatea culturală-patriotică Avram Iancu, care în fiecare an, de 10 ani, aici, la Clubul Statuar, Horia Cloșca și Crișan, organizează anual această comemorare a jertfei martirilor noștri. De asemenea, așa cum spunea de ună domnul președinte de onoare Victor Bercea al societății cultural patriotice Avram Iancu, cântă societatea culturală Avram Iancu cu pumnul în masă, se aude în toată țara. Da, e adevărat, să știți că domnul primar Emil Boc, primăria Cluj la Boc, aude cântă cu pumnul în masă, metaforic. Avem societatea vreme pe problemele românești și suntem alături de dumneavoastră. Aș mai adăuga câteva lucruri. Răscoala Gregoria Cloșca și Crișan, pe care istoricul nostru cu Jean Ștefan Pascu o numea o revoluție, o revoluție avant la lettre a celei franceze de 1789, a surprins nu numai componenta națională, socială, dar și una religioasă. Este foarte important lucrul acesta. A fost și o componentă religioasă foarte importantă a acestei mișcări al Horia. De asemenea, a avut un impact extraordinar pe plan european. Regretatul istoric clujan Nicolae Groiu, care a trecut la cele veșnice, în anul centenarului, a scris la începutul anilor 80, dacă mi-am putut fi în 1983, o carte despre ecoul internațional al răscoalei lui Horia Cloșca și Crișan, care a ajuns în toată presa europeană și chiar peste ocean în Statele Unite ale Americii. Chiar recent am citit într-un ziar, în The Times, în Londra, a explicat pe larg motivele și cauzele acestei răscoale românești. Deci, cu atât mai mult este laudați-o faptul că Societatea Culturală Patriotică organizează această manifestare anuală aici. Și aș mai adăuga ca o ironie a sorții. Habsburgii au vrut să frângă cu roata istoria, religia, credința românilor. Nu întâmplător, dacă ne uităm la acest monument extraordinar al Ioan Vlasiu, ridicat la începutul anilor 70, cu acest lucru s-a luat, vom vedea acele roți pe... Dar roata aceea, nu e roata, aici este ironia codului terezian, care s-a zdrobit sufletul și credința, că s-a încercat să se lovească credința și sufletul poporului român. Este un simbol străvechi, ancestral. Ioan Vlasiu a reușit foarte bine, a fost o ironie a sorții. Habsburgii au încercat cu roata să distrugă credința și n-a reușit. Uite aici, este roata, că este un simbol ancestral în cercetările arheologice care s-au făcut. Și mai este o ironie a sorții, care așa este, așa a vrut Dumnezeu, așa a vrut destinul. Unde s-a întâmplat frângerea pe roată? Iarăși o ironie a istoriei, care arată puterea credinței și deinuirea acestui neam românesc. La Alba Iulia, acolo unde Mihai Viteazul a făcut această unire. Iarăși arburgii au făcut, să spune, o greșeală istorică. Au, cu sângele de jertfă al lui Horia Cloșca și Crișan, s-a cimentat mai departe unirea tuturor românilor de la Alba Iulia lui Mihai Viteazul și apoi mai târziu de la 1918, de la 1 decembrie 1918. Atât am vrut să vă spun din partea domnului primar și a primăriei Mășuturii Cluj-Napoca, felicitări și Doamne ajută!